100 de spitale din țara noastră vor fi modernizate în perioada anilor 2014-2015. Acestea au fost desemnate în urma unui concurs organizat de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Din numărul total de 100 de proiecte, 68 prevăd efectuarea reparațiilor capitale în instituțiile medico-sanitare publice, 21 de proiecte, procurarea utilajului medical și mijloacelor de transport, iar altele 11 sunt axate pe construcția din temelie a noilor sedii. Prioritate în procesul selectării au avut instituțiile din sate. Astfel, din cele 100 de proiecte, 76 au fost câștigate de instituțiile medico-sanitare publice din mediul rural. Pentru realizarea acestor proiecte, din Fondul de Dezvoltare și Modernizare a Prestatorilor Publici de Servicii Medicale al CNAM, vor fi alocate peste 107 milioane de lei.